O nouă acuzație de malpraxis. O femeie de 46 de ani a murit după o banală amigdalită. A mers la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu și, în urma investigațiilor, a fost internată. A fost supusă apoi mai multor intervenții chirurgicale și de acolo starea de sănătate a pacientei s-a înrăutățit. Familia femeii acuză medicii din Târgu Jiu și spune că aceasta a decedat din cauza unei bacterii pe care a contactat-o pe masa de operație din spital. Respectiva bacterie i-a creat complicații grave, complicații care au condus la decesul acesteia în Craiova. Femeia de 46 de ani a fost internată în secția ORL a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, acolo unde medicii specialiști au supus-o la mai multe intervenții chirurgicale în zona gâtului. La câteva zile, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar medicii au luat decizia să o trimită la un spital din Craiova. A ajuns la secția ORL. Și când a ajuns la ORL, au internat-o și au incizat-o. Eu la 2 ore când am ajuns la spital, deja o incizaseră. Următoarea zi când m-am dus, mi-a zis că la vizită, la spital. Că au incizat-o din nou. Altă doctoriță a venit pe tură, a schimbat garda și au incizat-o din nou. Mi-a spus că s-o trimită la Craiova. Am insistat să o trimită la București, sperindu-mă că am văzut cazul cu mine. Și nu, că să meargă la Craiova, că n-au cum să o trimită la București, că cel mai apropiat spital e Craiova, că să stăm să ne pună o ambulanță la dispoziție. La spitalul din Craiova, după mai multe intervenții, femeia a dat semne că și-ar reveni. Fiul pacientei spune însă că, din cauza bacterii contactate de la spitalul din Târgu Jiu, femeia nu și-a putut reveni, iar organismul a cedat. Am înțeles la Târgu Jiu că are clepsiela. Clepsiela, am întrebat mai multe cadre medicale, e o bacterie spitalicească care e imună la antibiotice. Deci asta ar fi luată din spitalul de la Târgu Jiu și... Categoric. Ea n-a fost niciodată internată în spital, n-a avut niciodată probleme de spitalicești. E prima ei internare de la naștere, de când m-a născut pe mine, n-a fost niciodată în spital. Deci n-avea de unde să ia bacteria asta. Și de aici s-a agravat și... Da. Clepsiela se numește. Asta au diagnosticat-o după 3 zile. Pe lângă faptul că n-a mers RMN-ul la spital, i-au venit analizele la substanța care au luat-o ei. Și-au trimis-o la analiză la laborator după 3-4 zile. Reprezentanții unității medicale spun că pacienta avea această bacterie, însă nu a contactat-o din spital. De unde a venit rezultat pozitiv pentru acel microb fantastic, Klebsiella? Deci pacienta avea acel microb în colecția din gât. Ulterior, lucrurile s-au complicat în sensul că la examenul tomografic a apărut și o colecție la nivelul plămânului și a fost trimisă la Craiova. De unde ar fi contactat acel microb? Rudele spun că de aici. Dacă citiți pe forumurile de specialitate și în tratatele de specialitate, acel microb există oriunde, este organismul sănătos este purtător de acel microb în tractul digestiv. Familia spune că va acționa spitalul în judecată acuzând că moartea femeii este din cauza medicilor și a bacteriilor prezente în spitale.